Bună, Ethan, ce faci astăzi? Ai vrea ca astăzi să mâncăm prăjiturele și să învățăm culorile împreună? Minunat! E timpul pentru o gustare! Mergem să coacem prăjiturelele? Ce culoare vrei să alegi? Roz. Yahoo! Ce culoare coci, Ethan? Culoarea galben? Wow! Ce culoare se coace? Albastru! Yuhu! Ce culoare se coace? Verde! Hiu! Ce culoare se coace? Mov! Care este următoarea culoare? Portocaliu! Yuhu! Ethan, ce e atât de distractiv? Minunat, Ethan! Ai învățat atât de multe culori! Ai vrea să recapitulăm? Yuhu! Yuhu! Roz, galben, albastru, verde, mov, portocaliu. Ne vedem data viitoare, prieteni! Oh! Yahoo! Bună, Ethan și micuțule Ethan! Ce faceți astăzi? Oh, vreți să vă întreceți pe deal? Vreți să vă dau eu startul? În regulă, pe locuri! Fiți gata? Start! Opriți-vă, băieți! Ethan, nu poți să intri așa în ceilalți concurenți. Poate fi periculos. Ok, ești iertat. Acum, hai înapoi. Ok, pe locuri. Fiți gata, start! Micuțule Ethan, tu ai luat-o pe scurtătură. Oprește-te puțin și așteaptă-l și pe Ethan să vină. Pregătește-te, micuțule Ethan. Start! Băieți, luați-o mai încet. Așadar, amândoi credeți că veți câștiga, mami, mami. Dar ați uitat ce este mai important într-un sport? Nu, nu este cine este câștigător. E vorba să fii un bun sportiv. Adică să fii ok cu ceilalți competitori. Yahoo! Și să vă distrați. Minunat! Acum, de ce nu mergeți voi acasă să vedeți dacă Moș Crăciun v-a adus cadouri de Crăciun? Oh, Crăciun fericit și vouă, băieți! Ne vedem data viitoare! Bună, micuțule Ethan! Ce faci astăzi? Ce ai vrea să faci? Ai vrea să te dai în roller coaster? Ai vrea să prinzi mingiuțele și să înveți numerele și culorile în timp ce te dai în roller coaster? Minunat! Atunci să mergem!
Ești gata pentru prima cursă? Să mergem! Uite, micuțule Ethan, asta este prima minge. Portocaliu. Foarte bine, micuțule Ethan, acum să mergem să găsim alte mingi. Wow, micuțule Ethan, vezi asta? Acum sunt două mingiuțe. Trebuie să sar de două ori. Minunat! Verde! Foarte bine, micuțule Ethan! Hei, micuțule Ethan, acum sunt trei mingiuțe. Cred că trebuie să sar de trei ori. Albastru! Bravo! Bună treabă, micuțule Ethan! Hai să găsim alte mingiuțe! Micuțule Ethan, fii atent! Ești gata să prinzi mingea? Minunat! Roșu! Bună treabă, micuțule Ethan! Hei, micuțule Ethan, acum sunt patru mingiuțe! Trebuie să sar de patru ori! Galben! Bună treabă, micuțule Ethan! Ne-am distrat super astăzi și am învățat atâtea numere și culori! Ne vedem data viitoare, prieteni! Salut, băieți! Este o zi minunată să ne luăm bărcile! Micuțule Ethan, ai vrea să te întreci să vezi cine are barca mai rapidă? Ce spui, micuțule Ethan? Ok, hai să vedem! Așadar, cine înconjoară geamandura și apoi se întoarce, câștigă! Sună corect? Iuhu! Bine atunci! Pe locuri! Fiți gata! Start! Se pare că micuțul Ethan a început mai bine, dar cursa este lungă. Băieți, uite! Trebuie să treceți printre acele două steaguri albastre. Oh, nu! Trebuie să te întorci, micuțule Ethan! Dă-i bătaie, micuțule Ethan! E cursa finală! Acum trebuie să treci printre steagurile verzi.
Wow! Ați câștigat amândoi! Aceasta trebuie să fie cea mai tare cursă! Ce spuneți? O nouă cursă? Deci, ce zici, micuțule Ethan? Pe lângă copaci și înapoi, dar de data asta pe roți! Asta este atitudinea! La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Ethan, ai vrea ca astăzi să începem o aventură? Ce s-a întâmplat, Ethan? Wow, este o hartă a comorilor! Hai să mergem pe barcă și să ne uităm! Trebuie să urmărești acest traseu ca să găsești comoara. Vezi acest traseu, Ethan? Să mergem, Ethan! Ce-i acolo, Ethan? Vezi ceva, Ethan? Ethan, ce ai prins? Asta este doar o steluță de mare. Poți să te joci cu cârligul mai adânc, Ethan? Wow, este un cufăr al comorilor! Bravo, Ethan! Yuhu! Ești gata să deschizi cufărul, Ethan? Wow, wow, minunat, Ethan! Sunt foarte mulți papagali colorați! Yuhu! Ne-am distrat super! Ne vedem pentru încă o aventură data viitoare, prietene! Bună, Ethan! Yuhu! Bună, micuții, Ethan! Ce zi frumoasă! Uitați-vă la toate aceste flori frumoase! Ethan, ai vrea ca astăzi să învățăm culorile și să adunăm câteva flori pentru prietenii noștri? Mov! Ah! Micuțului Ethan Mov îi vor plăcea aceste flori mov. Cred că micuțul Ethan Galben va iubi aceste flori galbene. Iu! Iu!
Oh, Ethan, du-te și ia niște flori albastre pentru micuțul albastru Ethan. Nu, Ethan, aceste flori sunt roz. Micuțul albastru Ethan preferă culoarea albastră. Hai să mai căutăm încă o dată florile albastre. Iuhu! Hai dreptate, Ethan! Micuțul albastru Ethan va iubi aceste flori albastre. Iuhu! Iuhu! Ethan, știi pe cineva care ar vrea flori roz? Ai dreptate! Micuțul Ethan roz ar iubi aceste flori roz. Am adunat ceva flori astăzi, Ethan. Să mergem să le împărțim? Flori mov pentru micuțul Ethan mov. Flori galbene pentru micuțul Ethan galben. Flori albastre pentru micuțul Ethan albastru. Și flori roz pentru micuțul Ethan roz. Bună treabă, Ethan! Uite-te cât sunt de încântați! Ne vedem în curând, prieteni!